Și bine v-am regăsit la o nouă ediție Seară Românească. De această dată o seară românească autentică pentru dumneavoastră, cei care îndrăgiți cântecul popular. Avem o distribuție care vă va impresiona, pentru că avem foarte multe voci tinere, talentate, care vor să devină artiștii de mâine. Așa este. Tu ai adus în această seară, alături de minunata ta soție, Silvana Râciu, acești copii pe care voi îi aveți de altfel la școala Story Music. Da, da, ei sunt o parte dintre ei, sunt noua generație, dar avem alături de noi și veteranii, dacă pot spune așa. Și ne bucurăm ori de câte ori venim și intrăm cu cântecele noastre în casele românilor, pentru că această mulțumire a fiecărui artist este să fie apreciat. Să o invităm și pe Silvana alături de noi, un microfon. Are. A, ai deja, ești pregătită, bună seara. Eu eram cu grădinița, cu grupa mică. Da, sunt minunate, Doamne. Da, eu am o slăbiciune pentru cei mici, se pare. Nu știam că pot fi atât de îndrăgostită de acești copilași. Bine te-am regăsit. Mă bucur să fiu aici și să fiți voi prezentatori. Mult succes dacă veți continua proiectul. Mulțumim. Cu drag vă susțin și vă voi fi alături ori de câte ori mă invitați. Mulțumim. Eu vreau acum la început de emisiune, cred și nimeni nu o poate cunoaște mai bine ca mine pe soția mea. Asta așa este. Ai pregătit celor de acasă un cântec foarte îndrăgit din repertoriul tău, un cântec care prin titlul său deja transmite un mesaj foarte puternic, pe partea emoțională aici mă refer. Mi-e dor să fiu copiliară. Ți-e dor să fii copiliară? Oh, da, sigur, mi-e dor de copilărie. Mi-ar plăcea să mai trăiesc încă o dată acele clipe minunate. Dar nu cumva le mai petreci așa, retrăiești așa, alături de Anastasia? Oh, ba da, faptul că Dumnezeu mi-a dăruit-o, am înțeles poate acum, după 4 ani, că e așa o alinare pentru sufletul meu, un pansament în momente mai grele, în care sunt mai tensionată. Pentru mine e alinarea supremă. Chiar dacă acasă mai aveți 2, dar deja au trecut în o altă etapă. Sigur, ei sunt mari, sunt adolescenți, ei nu se mai lasă pupați, îmbrățișați, iubiți, așa, posați, da. Că mă mai întreabă pe Facebook câte unii cârcotași, dar de ce pe ceilalți nu-i postez? Pentru că ei nu mai doar atunci când îmi dau acordul apar și doar în ce vor ei, în ce filmări. Așa pe cei mici, chiar și pe elevi, lor le spun, hai să filmăm ceva, gata, imediat nu se pune problema. Hai un pic mai așa ca să se vadă. Uite, și pentru că deschidem emisiunea în această seară cu acest cântec, mi-e dor să fiu copiliară, o să facem din acest subiect o temă a emisiunii din această seară. Copilăria? Da. Oh, ce frumos. Spune-mi o amintire din copilărie care ți-a rămas și o ai și o porți în sufletul tău, importantă, zic eu, din acea perioadă. Eu mă retrăsesem pentru că a spus ea să vedem copiii, să-i vedem pe cei mici și de aceea am zis să nu-i acopăr. Însă cred că toate amintirile sunt speciale pentru fiecare dintre noi. Mama și bunica erau icoanele sufletului meu și chiar dacă ele astăzi nu mai sunt, îmi rămân pentru veșnicie în suflet, în minte și dorul acela de care vorbeam nu mă lasă niciodată să fiu. Înainte de a le oferi celor de acasă acest cântec minunat din repertoriul tău și uite, uitându-mă la fetița noastră, Anastasia, cât de zâmbăreață este ea în această seară și cât de fericită că este lângă mama ei, spune-mi cum te simți ca mamă când știi că cea mică, mezina noastră, îți va duce mai departe cântecul, portul și numele tău până la urmă. Minunat, minunat mă simt, mai cu seamă că înainte n-am simțit lucrul ăsta la ceilalți doi copii. Eu i-am lăsat să fie liber, să-și aleagă fiecare ce cale își dorește să urmeze. N-am fost genul de părinte care să spună nu, eu sunt artist, gata și tu. Nu. Lucrul ăsta se simte și ce-ți dorești, aia ar trebui să faci în viață. Însă a fost o bucurie să-mi ceară ea singură să o iau și cu eu te noi pe la emisiune. Știu lucrul ăsta cu siguranță. Da, adică n-aș fi luat-o de la 3 ani și de când cu Anastasia am și scăzut ștacheta de vârstă și avem acum o altă elevă de 3 ani, ea a devenit mezina. Haideți să o aplaudăm pe Eva, mică. Vom vorbi un pic mai târziu și cu ceilalți
Minunat, copii indicați. Da, da. Acum o să te rugăm să ne interpretezi tu primul cântec și apoi alături de fetița noastră pentru toți cei care ne urmăresc. Silvana Râciu și Anastasia Ioniță. Gândeam eu că-s frumos.
acasă. Șorți cu flori minune mare, nu-s eu fată ca oricare. Mama poate fi frumoasă că mă are. Astăzi eu și sunt voinică. Cine a zis că eu sunt mică? Uite-s-o acum eu seama că-mi stă bine în cap neframa. Și ce fată frumușică are mama. Uite-s-o acum eu seama că-mi stă bine în cap neframa. Și ce fată frumușică are mama. Acasă, mie inima
fericire în viață. Munce zi de zi, ce-și doresc, că din suflet îi iubesc. Copii mei dragi, mângâiere-mi sunt, Doamne-ți mulțumesc pentru așa dar sfânt. Topește, tata pentru voi trăiește. Copii mei dragi, mângâiere-mi sunt, Doamne-ți mulțumesc pentru așa dar sfânt. Și cu minți mândri suntem ca părinți, două fete și un băiat mi port în suflet cu drag. Cum să nu fii fericit de așa copii iubiți? Dacă vine lângă ei îmi va fi bine. Copii mei dragi, mângâiere-mi sunt, Doamne-ți mulțumesc pentru așa dar sfânt. Mi-am făcut bunița nouă, măi frunzulie.
Bravo, felicitări! Doamne, ați adus în această seară în bijuterii. Cum îmi place mie să le spun, flori de cântec românesc. Copiii aceștia sunt viitorul acestei țări și bineînțeles că prin dragostea lor față de folclor vor duce mai departe identitatea acestui minunat popor român. Așa este. Știi ce am constatat mai devreme când a cântat Silvana Singură? Eva cea mare, dacă o avem și pe Eva mică. Toate cântecele al Silvanei, al Anastasiei, deci toate le-a cântat, deci le știe pe toate. Păi ei se mai și întâlnesc ca să repete pentru varianta de grup și bineînțeles că și învață cântecele de la unul la celălalt. Exact. Inițial am mers pe ideea să-i învăț pe fiecare cântecelul lui, doar că ei au învățat și cele cântă ceilalți copii. Și cântecele voastre, astea zic, da. Că ea știa cântecul tău, adică de la cap la coadă ea l-a cântat o dată cu tine. O țineam aici așa, dansam și auzeam cum cânta. Da, Eva Mare deja are o experiență de un an de zile, un an în care a învățat foarte multe lucruri și a evoluat extraordinar de frumos, are o grămadă de cântecele. Apoi o avem pe cea mai mică, uite, ca să-i și prezentăm. Ea este Eva Mică, o cheamă Eva Costache. Și câți ani ai, Eva? 3. Spune, câți ani ai? 3. 3. Ia, și cum te cheamă? Ia mai spune, Eva și mai cum? Eva Maria. Eva Maria. Și este o fetiță. Pentru că acum avem un alt invitat alături de noi. Bună, fiecare... vor mai avea răbdare, ba, nu de vor alta. Avea. Ei sunt profesioniști și dacă tu îi îngrijești așa cum știu eu, ca o mamă grijulie, totul va ieși perfect în această seară. Domnul Florin Petruș, bună seara, bine ați venit alături de noi. Bună seara, aici, domnul Petruș, ia uitați, atunci aici. Bună seara și bine ați revenit. Ați mai fost dumneavoastră la noi. Bună seara, bună seara, bine v-am găsit. Mă bucur că sunt alături de blestarele României, ca să zic așa. Și îmi dă șansa de a avea amintiri frumoase de când eram și de copii. Acum vorbea, îi iubim, îi stimăm, îi apreciem și mă bucur din tot sufletul că sunt alături de toți copilașii din această seară. Și n-ați venit cu mâna goală. Le-ați adus și ceva bun. Le-am adus și ceva bun și sper eu ca să fie la înălțime și cu bunătatea de care eu am adus-o, ca să zic așa. Mulțumim. De tot pentru cadoul dumneavoastră pentru cei mici. Le-ați adus și cântece în această și seară. Și cântece totodată, da. Ce teme abordați? Păi, ce să spune? Cântecul spune... Spune totul. Exact. Am înțeles. Atunci vor descoperi cei de acasă. Ce vreți dumneavoastră să transmiteți prin cântec? Dacă... Coboară, puică, coboară. Florin Petruș. Petruș. Sunt iubita ta, măi. Ce stai neică, cât ai sta, nu mai sunt iubita ta. Nici la noapte
pop, să-mi o pupse, mi-o se duc, să-mi o pupse, mi-o se duc. Am văzut-o la obot, desculță și capul gol, măi, și pe drumul, tot vorbind și de neica, înțepându-mă. Noastră, n-ați dormit cu gândul că trebuia să ajungeți la Seara Românească. Exact. Nu? Exact. Abia așteptam la Seara Românească. Așa. Ați adus foarte mult bună dispoziție și veselie. Și să știți că mai avem un invitat special în această seară, care vine, dacă permiteți să-mi dați care vine de departe și ne bucurăm că în această seară ne calcă pragul, tocmai din Chișinău, Igor Cuciuc! Bună seara și bine ați venit! 99 de cumătri la un moldovean. Pentru 99, dar la Seara Românească am ajuns. 99 de cumătri, bine v-am găsit! Bine v-am găsit la Seara Românească! Salut, pui Silvana Riciu, vă cunosc foarte bine, colegii mei dragi, Petrin Nicușor și domnișoara? Mari. Mari, doamna Mari, da? Da. Doamna Mari, bine v-am găsit, dragi telespectatori. E o bucurie pentru mine astăzi să fiu pentru prima dată aici la emisiunea noastră O Seară Românească, pe care o privesc cu drag de la Chișinău. Să știți că vă privim. Mulțumim mult de tot pentru apreciere. Și matinal și popular. Vă privim colegii cu drag, noștri. Da? Mă bucur că am venit să aduc cumătrii mei aici, cântecul cumătrilor, pentru că și voi aveți mulți cumătri aici. Pentru noi este o bucurie, dar cred că cea mai mare bucurie este pentru cei care ne urmăresc în acest moment să fiți prezent în cadrul emisiunii noastre, să le oferiți cântecul dumneavoastră minunat. Știu că proiecte, foarte multe proiecte în derulare. Da, să știți că un artist trebuie tot timpul să se îngrijească de repertoriul său. Eu colaborez cu orchestrele profesioniste de la noi din țară, cum știți că avem orchestre de fală, precum maestrul Nicolae Bodroț și orchestra Lăutarii, orchestra fraților Radvahov, orchestra Ștefăneț, fraților Fluieraș. Deci am o onoare că lucrez alături de cei mai profesioniști muzicieni, dar și artiști, legende ale Republicii Moldova, cum ar fi Zinaida Julea, cum ar fi Mihai Ciobanu, lucrez solist alături de ei. Artiști care au cunoscut consacrarea și la noi în România, și la pentru că România. Sunt și aici foarte îndrăgiți și dar cântecul lor a ajuns acolo unde și-au dorit, la sufletele celor care îl ascultă. Eu sunt fericit că am ajuns la dumneavoastră și pe această cale vreau să mulțumesc colegei noastre Lorena, care m-a ajutat ca să ajung la dumneavoastră astăzi. Îi mulțumim această și pentru ajutorul acordat. Lorena, îți mulțumim din suflet că m-ai ajutat. Îți mulțumesc din suflet. Ai niște ciocolate de la Bucuria. Ți-am adus, îți transmit colegii. Și știam că este la dietă, puteți să ne le lăsați nouă. Vă las și vouă, stați liniștiți, v-am adus ciocolate. Mulțumim din suflet. Vă ascultăm acum cântecul minunat pentru toți cei. Șlagărul meu, 99 de cumătri, pentru toți cumătrii din România să trăiască. Unei unul nu-i putere, unul smulți puterea crește și dușmanul se ferește și românul se veselește. Zi lăutare! Igor Cuciuc! Veselesc așa, doar cu mătru meu e alături mereu, el va rămâne așa în inima mea. 99 de cumătri lângă mine am, 99 de cumătri la un moldovean. Pentru 99 eu paharul am ridicat, 99 de cumătri Dumnezeu mi-o dat. Dar pentru 99 eu paharul am ridicat, 99 de cumătri Dumnezeu mi-o dat. Și la toți cu bine le faci și cu mătrii. Doar cu mătrul meu e alături mereu, el va rămâne așa în inima mea. 99 de cumătri lângă mine am, 99 de cumătri la un moldovean. Pentru 99 eu paharul am ridicat, 99
nouă, de cu mătri Dumnezeu ne-o dat. Dar pentru 99, eu paharul ridicat. 99, de cu mătri Dumnezeu ne-o dat. Sau ești de la oraș, în viața asta sigur trebuie să fii nănaș. Doar cu mătru meu e alături mereu, el va rămâne așa în inima mea. 99 de cu mătri lângă mine am, 99 de cu mătri la un moldovean. Pentru 99 eu paharul am ridicat, 99 de cu mătri Dumnezeu mi-a dat. Dar pentru 99 eu paharul am ridicat, 99 de cu mătri Dumnezeu mi-a dat. Artiști voie iubiți, bună. Multă voie bună, exact. Cântece frumoase. Artiști după televiziunea voastră, frumoși și buni. Da. Mulțumim tare mult. Eu propun acum să o rechemăm pe Silvana. Pe Silvana, cu un microfon, Silvana. Un microfon, să ne ajuți un pic în această seară la prezentare cu acești minunați copii. Am revenit la ei. Tu, pentru că îi cunoști cel mai bine, fiindcă o mamă pentru ei. Da. Mama ei. De la școala de cantă. Hai școală, cu fața, da. Spre telespectatori. Evuța, hai, uite așa. Eva, acolo la mine. Așa se vadă uite. Toți oamenii de acasă. Rămăsesem la Eva cea mică. Da. Despre Eva cea mare tocmai vorbisem, despre Eva Lupea. Aici avem pe Eva Costache, care are câți anișori? Câți ani? Câți ani ai? Trei. Bravo. Ia. Și te mai cheamă Eva? Maria. Eva Maria. Bravo. Maria. Și cu siguranță urmăresc părinții de acasă. Iar bunicii sunt aici pentru că ei au adus-o la noi la școală. Bunicul este preot. E o bucurie să... Da, bunicul tău! Este o bucurie să îi avem așa alături de noi, să facă parte din familia noastră. Din localitatea Movilița este dumnealui preot. De-a lungul anilor s-a dovedit că muzica populară, folclorul, se împletește foarte frumos cu credința. Nimic nu poate Sigur. Fi creat fără Dumnezeu. Sigur, românul așa este obișnuit să trăiască cu Dumnezeu. Ei bine, ea este la început de drum, este chiar în prima lună așa de școală de muzică și abia acum învățăm să cântăm. Cântecul de grup. Da, abia așteptăm. Eva, hai să ne întoarcem așa cu fața și lucrăm la un cântec pe care îl veți auzi în viitor. Promitem că venim pentru prima oară aici la voi să vă prezentăm cântecelul. Sunt o fată frumușică și chiar o fată frumușică. Ana Maria Gordan, de asemenea eleva noastră dragă. Ana Maria, câți ani ai? 7 ani. 7 ani. Uitați-vă ce costum frumos are, un costum superb. Părinții o susțin extraordinar de mult, nu-i așa? Ea face și teatru, a participat și la alte cursuri de cor, nu-i așa? Da. În foarte multe locuri o aplaudăm și o încurajăm. E un copil talentat. Pe Alexandra! Ana Maria Gordan, în această seară va interpreta o piesă live. O piesă live, da. Ea și-a dorit, deși știe și alte cântecele, a învățat o grămadă de cântecele. Ea și-a dorit neapărat în seara asta să cânte live. Imediat, iubita, foarte imediat. Foarte bine. Asta înseamnă că are talent. Da. Și vrea să arate. Da, exact, vrea, își alege mereu piese dificile. Da. Își alege, da, se gândește. Știe că poate. Da, pe Alexandra Vasilescu o cunosc cei de acasă, pentru că ea este veterana noastră. Alexandra, tu câți ani ai mai împlinit între timp, așa? Aproape 10. Aproape 10. Și la câți ani ai venit? La 5 ani. La 5 ani.
La 5 ani a venit la noi la școală și era năzdrăvană, iar acum uitați-vă cât de mare s-a făcut, o fetiță talentată, frumoasă, care învață foarte bine și ia note mari. Și observ eu că în această seară are și un costum special, da, știu da, că da, are o poveste. Acest costum vine de acolo, de la... Costumul de unde? De unde? De la bunici? Da. De la bunici, de la bunici. Superbă. Și apropo toate de asta, fetițele acestea, frumoase, toate sunt lăudate la școală în cazul lor, iată Ana Maria Gordan și Alexandra Vasilescu, pentru faptul că învață bine, iar cele micuțe la grădiniță au rezultate extraordinare. Și Anastasia noastră, de asemenea, hai mami și tu aici, treci aici, o urmăresc cei de la grădiniță și, adică sunt toți Anastasia, cei de ei sunt mici vedete în comunitățile vedete lor. Anastasia, da, încă nu exact, acordă interviu oricând, doar cu programare, observ. Da, 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 ei trebuie să înțelegem că sunt treziți de pe la 7 dimineața, da, au mers la grădinițe, la școli, poate chiar mai devreme. Păi, da, iubita. De aceea zic să-i punem așa la cânta, să-i ascultăm cu melodiile frumoase pe care le-au pregătit. Alexandra Vasilescu și Eva Lupea în Eva momentele Lupea, următoare. Da? Haideți, începem cu Eva Lupea și mai apoi Alexandra Vasilescu. Pentru dumneavoastră. Vorbesc fiind
aș iubi, dar nu știu vorba. Trandafir de la Moldova, te-aș iubi, dar nu știu vorba. Lunca-i lunca, iarba-i vede, ce-am iubit nu se mai vede. Ce-a fost vede s-a uscat, măi, ce-am iubit s-a scuturat. Te-aș iubi, dar nu-ndrăznesc, măi. Trandafir moldovenesc, te-aș iubi, dar nu-ndrăznesc, măi. Lunca-i lunca, iar vei vede, ce-am iubit nu se mai vede. Ce-a fost vede s-a uscat, măi, ce-am iubit s-a scuturat. Eu, măi, trandafir de la Bacău, vino să te iubesc eu, măi. Lunca-i lunca, iar vei vede, ce-am iubit nu se mai vede. Ce-a fost vede s-a uscat, măi, ce-am iubit s-a scuturat. Nu știu vorba. Trandafir de la Moldova, te-aș iubi, dar nu știu vorba. Lunca-i lunca, iar vei vede, ce-am iubit nu se mai vede. Ce-a fost vede s-a uscat, măi, ce-am iubit s-a scuturat. Lunca-i lunca, iar vei vede, ce-am iubit nu se mai vede. Ce-a fost vede s-a felicitări, Ana Maria Gordan, felicitări. Ai trecut testul ăsta, ai avut emoții multe? Nu. N-ai avut? Dar de ce ai ținut microfonul cu două mânuțe? E greu sau ți-a fost frică când scapi? Ai obosit? Da. Ai obosit, da, a fost frumos. Uite, ne uităm la mami care are lacrimi în ochii acolo de fericire că ai reușit și în această seară. Haideți să o mai aplaudăm o dată. O să arătăm și pe mami să felicităm pentru că o susține pe drumul acesta al cântecului. Așa cum îmi place mie să spun, este foarte important să canalizăm atenția copiilor către lucruri constructive. Iar așa este. Folclorul și portul, obiceiurile noastre românești sunt lucruri pe care trebuie să le cunoască pentru că sunt identitatea acestui popor. Iar Ana Maria chiar nu degeaba vrea ea să cânte live pentru că are cu ce, știe că are voce și tocmai de aceea. Bravo, Ana Maria, felicitări încă o dată! Bravo! Cer scuze Evuței, pentru că ai făcut-o să plângă. Ai pus piesa ei de la debut, de acum un an. Ea de acum un an până acum a evoluat atât de mult și vorbește mult mai clar. Să-i spui mamei, data viitoare când mai fac eu playlist-ul, să-mi aducă un cinco biloba, că domn profesor a mai îmbătrânit într-o timp. Și nu mai încurcă. E bătrân, Evuța. Îl ierți? Mai uite și el. Îl ierți, da? Da, lasă, că o să vă arăt eu vouă câte piese o să înregistrez, zice Eva. Să iei ceva un cadou. Bun, exact, la copil. Să te revanșezi. Cum vrei să te ierte așa, pe degeaba? Păi uite, m-am gândit să complotăm cu Georgiana, care este cel mai minunat producător, și să-i ofere și bundița în această seară. Georgiana, pe recepție? Gata! Iar eu vreau să-i spunem la mulți ani mamei Evei, pentru că a fost ziua ei de curând, Andrei. Îi spun și eu la mulți ani fratelui meu că astăzi este ziua lui. Și eu știu la mulți ani tuturor sărbătoriților deosebite la acestei luni. La mulți ani trăiască, la mulți ani, mulți ani trăiască, mulți ani trăiască. Acum chiar nu o să mă ierte mama Evei. Acum mama Evei ne iartă. Continuăm în această seară cântecul atât de frumos al copiilor, dar acum pe cine invităm alături de noi?
Păi, pe cine vrei tu? Pe cine vreau eu? Da. Trecem la categoria seniori, adică care au deja ani de studiu și cei de acasă deja îi recunosc pentru că au foarte multe apariții TV și am bucuria de a chema alături de noi pe doamna Adriana Badea și Georgeta Bărăscu. Bună seara! Bună seara! Bună seara și bine v-am regăsit! Doamna Adriana, ia spuneți-ne cum vă simțiți dumneavoastră și o să ne spună și doamna Bărăscu printre atâția tineri atât de frumoși. Mă simt și eu mai tânără și mai neliniștită. Asta e un lucru extraordinar. O amintire... Sunt și eu copil. Perfect. O amintire pe care o păstrați cu sfințenie în suflet din perioada copilăriei. Multe sunt acelea. Multe sunt, e greu de ales. Da. Am avut o copilărie frumoasă și mi-amintesc cu drag anii copilăriei. Eu cred, da, e așa cum spunea și dumneavoastră, eu cred că este cea mai frumoasă perioadă și o trăim în sufletul nostru, dar acum, alături de acești copii minunați, ne bucurăm de zâmbetele acestea sincere, de vorbele acestea stâlcite și fără niciun cusur. Și, doamna Georgeta, dumneavoastră, ce amintire păstrați așa dânc acolo și prețios în suflet? Bună seara, bine v-am regăsit. Amintirea mea... Deci sunt multe amintiri. Dar una așa care v-a rămas... Întipărită acolo, când, într-un loc special. Începeam școala, mergeam în practică, o lună de zile, și făceam naveta 7 km duș și întors până la școală. Ne luam mâncare, mergeam la cules de roșii, de struguri, porumb, etc. Și ne luam brânză, roșiile le culegeam după câmp și mâncam pe marginea șoselei. Cât de frumos, ce amintiri minunate! Doamna Adriana Badea, dumneavoastră, primul cântec pe care îl oferiți în această seară se intitulează așa cum deja cred că îl știu cei de acasă, dumneavoastră cântându-l foarte frecvent și, spun eu, regăsindu-se în el foarte multe mame fericite, ca și dumneavoastră, de altfel. Da, sunt o mamă fericită și cu ocazia asta aș vrea să îi transmit băiatului cel mare, că a fost duminică ziua lui. La mulți, la mulți ani, ani, să fie sănătos și tot ce își dorește să se îndeplinească. Iar dumneavoastră, doamna Georgeta, veniți cu un cântec foarte vesel seara asta, sărbătoare. Sigur că da. Așa vreau să le faceți la această seara asta e sărbătoare. Și în seara asta și în fiecare seară, aici la Seara Românească. Adriana Badea și Georgeta Bărăscu. Astăzi seară-i sărbătoare, lume, lume,
viața mea. Felicitări, doamna Bărescu, un cântec foarte frumos și am vrea să amintim în această seară și din repertoriul cui face parte, pentru că este oferit în dar pentru dumneavoastră de o interpretă foarte apreciată a României și aveți bucuria de a vă fi și prietenă. Da, este vorba despre Rozica Petra și primul meu cântec de debut, ca să zic așa. La seară românească. Primul meu cântec de debut, acesta este. Va purta noroc. Da, sigur. Dumneavoastră ne veți mai interpreta și un alt cântec un picuț mai târziu, dar acum chemăm alături de noi alte invitate. Așa e, pentru că tu ai mai adus încă două doamne drăguțe în această seară. Eu am adus mai multe, dar acum prezentăm doar pe primele, doar pe două. Primele două, da. Doamna Elena Haidău și ea, absolventa școlii Story Music, anul acesta ne despărțim și îi dorim să aibă un drum încurunat de succese și bucurii. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, bine ați venit! Dar de ce spui că bună seara, bine v-am găsit! Mulțumesc de invitație specială alături de acești colegi frumoși. Spuneți-ne cu ce gânduri în această seară pentru cei care ne urmăresc. Dumneavoastră v-ați construit de-a lungul celor 5 ani de studiu repertoriu personal cu ajutorul doamnei Silvana Reciu, bineînțeles. Deja aveți o colecție de costume și vă prezentați destul de frumos în fața publicului. Cu ce gânduri în această seară pentru cei care vă urmăresc? Mulțumesc de complimente. Aș vrea să vă spun o amintire frumoasă din viața mea, din viața copilăriei, de pe când eram așa ca fetițele. Era profesorul meu la comuna mea natală, comuna Ștefan cel Mare, județul Călăraș. Pregătea profesorul meu, Fianu Gheorghe, elev pentru grupul de muzică folk pe țară, grupurile vocale de acolo. Și eu chiuleam de la ore. Aolea, asta nu e o laudă. Chiuleam de la ore pe aceea de cheie, găurice aceea de cheie, de la cheia ușei. Stăteam și ascultam. Când a deschis profesorul odată ușa, pac, m-a prins acolo și a zis: ia vină tu încoace cu noi în clasă, la noi în clasă. Deci acolo a fost debutul, să ne înțelegem, să știți că mai vorbim pe parcursul emisiunii, da. Timpul este limitat. Deci o amintire frumoasă. De acolo, din vatra satului, a pornit pe drumul cântecului. Ne bucurăm tare mult. Ioana Galanton, spune bună seara și ție și ne bucurăm că ai revenit alături de noi. Bună seara! În seară, data trecută ne-a oferit un cântec foarte frumos, știu eu, pe versurile doamnei Elena Horne. Da. Iar în această seară te-ai hotărât foarte greu, dar te-ai hotărât într-un final. Despre ce este vorba și... Este o melodie foarte veche, adaptată când am eu cu tatăl meu și am pus versurile, chiar versurile sunt... Deci fără să știi tema emisiunii, deja crearea și tot ce ține de această piesă te duce către copilărie. Mă duce, da, într-adevăr, și acum vreau să vă spun o mică poveste foarte scurtă, că am auzit aici subiectul credință folclor. Da, folclorul se îngătește foarte bine. Și am mers acum două săptămâni la nepotul meu, care e preot, lângă Bârlad. Stăteam în curtea bisericii, că lumea ieșea de la slujbă și am văzut două doamne, de asta zic, postuiet, este, fac o paranteză, este și foarte vizionat. Mulțumim în mediul frumos. Rural, cel puțin, mulțumim.
și două doamne mai în vârstă, senioare, cum le spunem acum, se îndreptau spre mine și zice, doamnă, ce faceți? Bună ziua! Deci, efectiv, am fost foarte... Păi noi vă știm, noi... Deci, plăcut, surprinsă și zic, ia, uitați, ce, doamnă, pe noi pe Etno, toată ziua pe Etno. Păi vezi, atunci va trebui să vii mai des și să îi bucuri pe cei de acasă cu cântecul său. Doamna Elena Haideu, pregătită de cântat? Da, aș vrea în două minute, în două cuvinte, minute, niciun caz. În două cuvinte aș vrea să îi salut și pe colegii mei din Regina Maria pentru evenimentul avut acum 2 ani. Oamenii Reginei au talent, unde acolo am luat locul 2 și vreau să le mulțumesc cu toată inima pentru susținerea avută acolo. Sperăm că la anul veți fi trofeistă. Acum, mulțumesc necântașelor de acasă. Elena Haideu. Cer se va ivi, iar tu va de stând în
poartă, vei striga să ies de îndată și dorul vei risipi. Așa cum dorința ta mi-a spus, mi-ai spus atunci când pe cer stelele vor lumina, vei veni și în lume vom pleca. M-am gătit de sărbătoare să fugim în lumea mare și dragostea noastră s-o înflorim. Căci dragostea-i ca o floare, o primește sărbătoare, hai bade în lume să fugim. Să fugim în lumea mare și dragostea noastră s-o înflorim. Căci dragostea-i ca o floare, o primești de sărbătoare, hai bade în lume să fugim. Pentru noi să fim marea și pământul, să ne ținem legământul până o să îmbătrânim amândoi. Să fim soarele și luna, să ne împletim cu luna, cerul să vegheze pentru noi. Să fim marea și pământul, să ne ținem legământul până o să îmbătrânim amândoi. O seară frumoasă gândită pentru dumneavoastră, voci tinere care ne dorim în viitor să devină artiști apreciați și avem și artiști pe care deja iubiți și care vă oferă șlagere pe care le îndrăgiți. Și următoarea noastră invitată care vine de departe, vine tocmai din Spania, deși are origini în Dobrogea noastră frumoasă. Doamna Angelica Cotlenco este alături de noi și bună seara și bine ați venit! Că este în această seară în fața telespectatorilor într-o emisiune în direct pentru prima dată, din câte știu eu. Cu emoții? Nu, nu cred. Frumoase, pozitive. Așa. Constructive. Asta exact. Este un lucru extraordinar. Spuneți-ne un pic, rădăcinile sunt din frumoasa Dobroge, da. Dar dumneavoastră... Din comuna Baia, județul Tulcea. Și acum Dobrogea, locuiți Dobrogea. De câțiva ani. Și de 22 câțiva ani. Câțiva 22. În Spania. Spuneți-mi, pentru că n-aș vrea să vă adresez o întrebare despre copilărie, ci aș vrea să aflu eu, cât și cei care ne urmăresc, cum simțiți dorul de acasă, wow. fiind totuși printre străini, oricât de frumos ar fi, totuși nu suntem acasă. Foarte adevărat. Deci eu foarte mulți ani de zile sunt recunoscătoare că pot să spun acum și aici, am plâns. Și atunci când reveniți pe plaiurile natale și acum aveți lacrimi în ochi? Simt că înfloresc, simt că sunt eu. Îmi găsesc rădăcinile și simt că de câte ori plec la, de exemplu, săptămâna viitoare am să plec spre casă, plâng. În mașină plâng. Rădăcinile nu se pot uita pentru că sunt niciodată. Legate strâns cu sufletul și inima care bate în piept. Cu tot materialul care și cu tot binele și cu toată viața nouă pe care fiecare român o are în orice țară din lumea asta, vă spun că suferă dorul de casă. Eu vreau să vă felicit că în această seară ați ales un cântec special, un cântec din repertoriul unei artiste foarte apreciate din zona Dobrogei, care din păcate nu mai este printre noi, iar eu spun așa, cântecul trebuie să meargă mai departe, exact. Iar prin vocea dumneavoastră, Elena Ionescu Cojocaru va rămâne nemuritoare. Da. Vă ascultăm cu drag. Mulțumesc!
Vă rog frumos, aș vrea să mulțumesc și eu pe această cale, vă mulțumesc foarte mult că sunt aici, că m-ați invitat. Și aș vrea să mulțumesc profesoarei mele de canto, de la Constanța, doamna Plătică Elena, care este o bună prietenă mea și o artistă profesionistă în cadrul ansamblului Brăulețul de această dată, dar ea fiind și în cadrul ansamblului Baladele Delta, eu o salut și îi spun că ne vedem în 17 această lună, voi veni la Constanța. Este foarte iubită, foarte îndrăgită și foarte pe meleagurile și de foarte vrege. Bună profesoară. Exact. O alegere mulțumesc. Bună. Felicitări. Mulțumesc. Felicitări. Mari, continuăm. Continuăm și eu aș vrea așa că tot un microfon dacă ne dați, mulțumim. Să ne spună și Igor așa din perioada copilăriei. Așa, da, foarte da. Bine. Din perioada copilăriei. Să vă povestesc un pic de copilăria mea. O copilărie normală, deci crescut, născut în nordul țării, în raionul Glodeni, satul Ciuciulea, deci lângă Stânca Costești, deci e vorba de nordul țării, deci Botoșani. Am avut o copilărie frumoasă, deci ca toți copiii mă jucam și băteam toate străchinile care le avea tata în ogradă, deci am dat foc și la porc, pentru că am văzut cum se face acest ritual la bunei mei din Făleș Călinești, m-am dus cu chibrituri și dădeam foc la porc. Să sperăm că porcul nu era viu. Porcul era viu și țipa. Asta e. M-a luat în braț, măi, ce faci? Deci am stricat toate cratițele, am fost un om activ. Dar cele mai importante momente, le aduc aminte, atunci când deja de la vârsta de 5 anișori, eu am început să cânt cu fluierașul, am trecut în raionul Râșcani și am început să îmi câștig primii bănuți, deci când am început să-mi fac primii bănuți pe la evenimente, pe la Crăciun, anul nou, pentru că eram un fel așa de două feluri, da? Deci eram o combinație și reușită. O combinație reușită, de ce vă spun? Pentru că eu eram și interpret și conocar urător, care spuneam și plugușorul, eu cântam și la clarinet, deci eu one man show, cum ar fi în zilele noastre. Da, da, 3 în 1, da, eram. Și am avut o copilărie frumoasă. Atunci mi-aduc aminte copilăria mea, când singur mi-am făcut banii ca să-mi pot procura un instrument muzical, ca să pot să-mi procur și o sanie, o bicicletă. Deci astea sunt amintirile frumoase din copilărie. Atunci când să știți singur că acum cu toată sinceritatea vă privesc și văd o sclipire în ochi. Da. Cred că toți dintre noi, cum să zic, vibrăm când vorbim, sufletul ne vibrează când vorbim despre frumoasa copilărie. Și acum aș vrea să o invit din nou pe soția mea, Silvana Reciu, să vină un pic, pentru că, așa cum descrii tu frumoasa zona țării din care provii, cel mai sudic punct al țării, din frumoasa zilnice. Așa zice și el, cel mai nordic. Da? Deci de unde ești? Eu sunt de la Polul Nord. Eu pe mine, în festivalul așa mă prezentau întotdeauna, că vin din cel mai sudic punct al țării. Și Luca, tocmai ce a învățat la geografie, cel mai sudic punct al țării. Și zice, mami, tu nu mi-ai spus că tu ești din cel mai sudic punct al țării. Uite, anul acesta am avut oarecare dezamăgire, dacă pot spune așa, și o spun și în direct. S-a reluat festivalul Mamaia Folclor, al cărui laureat ai fost. Ne povestești un pic da. În ce an ai câștigat marele premiu? Nu știu, ce ți-a venit acum să amintești despre lucrul ăsta? Păi aș putea să amintesc că ești câștigătoarea mai tuturor festivalurilor mari din țară. E adevărat. Și lucrul ăsta ar fi trebuit, zic eu, mai mult apreciat. Dar aici cu Mamaia Folclor am văzut acolo deja interpreți care nu au câștigat niciodată un premiu sau nu ar fi meritat să urce pe acea scenă. Of, doamne, ce afirmații grele! Cum a simțit sufletul tău lucrul ăsta? Sincer să fiu, da, am fost dezamăgită de multe ori, nu doar acum. Pot să spun că am scris istorie la Mamaia pentru că am fost câștigătoarea primei ediții a festivalului Mamaia atunci când a început folclorul în anul 2002. A existat un singur trofeist și un singur premiu pe tot festivalul. Acela l-am câștigat eu. Îți mai aduce aminte care a fost juratul care ți-a ți-a oferit acest premiu, care a avut o decizie decisivă în a privi acest premiu? Nu mi l-a oferit un jurat anume, însă a fost un juriu foarte mare, din vreo 13-14 persoane și regretata Emilia Comișel a fost cea care am aflat ulterior că și-a dorit foarte mult ca dreptatea să triumfe și eu să iau acel premiu, râvnit de foarte mulți în acea ediție, prima. Nu puteai să te duci dacă voiai să participi în preselecție, sub nicio formă erai ales de cei mai mari din muzica populară de la acea vreme, de specialiști, dintre
s-au ales 12 dintre cei mai buni din țară din tot acel an, referitor la cei care luaseră cele mai multe trofee. Pentru că și așa am ajuns acolo. Ai simțit oarecare dezamăgire. Eu zic că ar trebui să te numești una dintre cele mai fericite artiste, pentru că chiar dacă unii au creat nedreptăți, publicul a fost cel care te-a răsplătit tot timpul cu dragoste și cu apreciere. Da. Și e o bucurie când și acum îmi scriu oamenii pe Facebook și îmi spun, mi-amintesc de dumneavoastră la festivalul Mamaia. Mi-amintesc, mi-a scris o doamnă, cred că anul trecut, am citit cu drag comentariul, nu o cunosc, însă zice, mi-amintesc cu drag când ai câștigat festivalul Maria Lătărețu și ai ridicat sala în picioare. Uite, o amintire pe care nu știu cum, în tumultul ăsta al vieții, parcă o trecusem așa cu vederea, dar mi-am reamintit momentul. Este extraordinar ceea ce ai povestit și eu mă bucur că am atins acest subiect, poate că sensibil pentru tine. Acum ne bucurăm de cântecele voastre minunate, Igor Cuciuc și Silvana Răciu. Asta-i domn Vasile, cinci băieți au însurat. Asta-i domn Vasile, domn Vasile, domn Vasile, iar ai să-i urmaș. Domn Vasile, domn Vasile, ești de adrămaș. La Vasile, o născut femeia, o bucatica urmare lui fetița și ea. La Vasile, bucuria-i mare și tot satul se petrece și chiuitare. Mare gospodar, ăsta-i domn Vasile, cine-i harnic moldovan. Ăsta-i domn Vasile, domn Vasile, domn Vasile, puiul e curaj. Domn Vasile, domn Vasile, ești un albemaș. La Vasile, o-a născut femeia, o bucatica urmare lui fetița și ea. La Vasile, bucuria-i mare și tot satul se petrece și chiuitare. Asta-i domn Vasile, cine-i împarti până-i-a două. Asta-i domn Vasile, domn Vasile, domn Vasile, iar ai să-i urmaș. Domn Vasile, domn Vasile, ești la rămaș. La Vasile, o-a născut femeia, o bucatica urmare lui fetița și ea. La Vasile, bucuria-i mare și tot satul se petrece și chiuitare. Are și multe, ăsta-i domn Vasile, cine-i orice om ascultă. Ăsta-i domn Vasile, domn Vasile, domn Vasile, puiul e curaj. Domn Vasile, domn Vasile, ești la vermaș. La Vasile, o-a născut femeia, o bucatica urmare lui fetița și ea. La Vasile, bucuria-i mare și tot satul se petrece și chiuitare. Ăsta-i domn Vasile, cine-i stă acum cu mine? Ăsta-i domn Vasile, domn Vasile, domn Vasile, iar ai să-i urmaș. Domn Vasile, domn Vasile, ești de-al rămaș. La Vasile, o-a născut femeia, o bucatica urmare lui fetița și ea. La Vasile, bucuria-i mare și tot satul se petrece și chiuitare.
Aceeași limbă cu drag vorbesc, același pământ iubesc. Hai la hora mare, dragii mei români, că e sărbătoare, jocul din străbuni. Hai la hora mare, dragii mei români, că e sărbătoare, jocul din străbuni. Oh,
M-am jurat de mii de ori, hai, hai, nenuța mea. M-am jurat de mii de ori, hai, hai, nenuța mea. Când am să-ți mai scriu scrisori, hai, hai, nenuța mea. Când am să-ți mai scriu scrisori, hai, hai, nenuța mea. Aseară m-am îniat, hai, hai, lenguța mea. Aseară m-am îniat, hai, hai, lenguța mea. Și de scris m-am apucat, hai, hai, lenguța mea. Și de scris m-am apucat, hai, hai, lenguța mea. Când a fost să scriu frumos, hai, hai, lenguța mea. Când a fost să scriu frumos, hai, hai, lenguța mea. Mi-a picat condeiul jos, hai, hai, lenguța mea. Mi-a picat condeiul jos, hai, hai, lenguța mea. Când a fost să scriu mai bine, hai, hai, lenguța mea. Când a fost să scriu mai bine, hai, hai, lenguța mea. Mi-a venit dorul de tine, hai, hai, lenguța mea. Mi-a venit dorul de tine, hai, hai, lenguța mea. Totul și penița, hai, hai, lenuța mea. Lipse totul și penița, hai, hai, lenuța mea. Sărutocii și gurița, hai, hai, lenuța mea. Sărutocii și gurița, hai, hai, lenuța mea. Thank you.
Să trăiesc.
și eu să-mi fie bine, să trăiești și pentru mine. Acum că-am trecut toate cum trec visele de noapte, vreau și eu să-mi fie bine, să trăiești și pentru mine. Elena Haidău, un cântec care vă reprezintă. Ne bucurăm tare mult că ați ales să-l prezentați și celor de acasă. Continuăm emisiunea noastră cu invitatul nostru special. Mulțumesc. Pe care îl chemăm aici în față. A venit din Chișinău și aici e neamul meu. Așa. Și a venit ca să vă cânt cântecul de peste prut. Și mulțumim. Cât de frumos, mulțumim tare mult că știu cum că ați făcut drag. Câteva, adică ați făcut un efort să fiți în această de dimineață seară. Sunt la dumneavoastră, ieri m-am pornit la ora 11 și jumătate din Chișinău, drumul a fost bun, vreau să spun că drumurile sunt europene deja și la dumneavoastră, dar și la noi, să știți. Asta este un lucru. Vă invităm și la noi, că avem vinuri bune, avem orchestre bune. Venim. Veniți la noi, vă invităm cu mare drag. În Moldova este o țară foarte primitoare. Moldovenii sunt niște oameni calzi, primitori. Și foarte frumoasă. Eu am avut bucuria să vizitez câteva orașe și ai fost la fete acolo? Chiar merită. Ai fost la domnișoare acolo? Nu mai pot să spun nimic despre experiențele din trecut. E, cum să zici acum? N-ai să mai zici nimic. Vreau să salut pe această cale, dacă îmi dați voi. Sigur că da. Toți colegii mei de la Chișinău, vreau să mulțumesc Orchestrei Rapsozii Moldovei pentru că mi-au înregistrat câteva melodii acum noi. Să mulțumesc maestrului de sunet Ion Condrea și tuturor celor care sunt alături de mine. Sper într-o bună zi să venim aici cu orchestra, să facem o sărbătoare frumoasă. Noi vă așteptăm cu mare drag. Frumoasă. Mai mult soliști de acasă, să ne faceți invitația, să ne lansați invitația și noi venim. Drumul știm, drumul e foarte bun. Cu parcare, european. Cu parcare ai probleme. Dar... Iar acum să le oferim cântece celor de acasă care ne urmăresc. Știm că acum pleci către Chișinău, da, plec, ai drum, Chișinău, nu? Da, că mâine am spectacole, am filmări la Chișinău, la o televiziune. Încă o dată mulțumesc tuturor, mulțumesc Etno TV pentru primire. Sunteți o gazdă foarte bună. Mulțumim. De fiecare dată când vin la voi, vin a patra oară, mă simt foarte bine. Deja sunt prieten cu toată echipa. Sărbătorim la cea de 99-a participare. Pentru cei care de acasă, care au inclus televizorul mai târziu, eu sunt artistul cu cei 99 de cumătri, Igor Cuciuc din Basarabia, care am venit să vă cânt cu drag muzica mea. Cei de acasă sunt dormi să vă ascultă. Igor Cuciuc. Și ochi de fragă, o îndrept de știe să facă, să mânca, să-mi placă. Te-am spune pe grăbite, când faci ouă prăjite, hrana bun eu mai tehnic și m-am înțăinit. Vreau o zamă de căienă și o nevastă gospodină, prișepută la gătită, ta și la iubit. Să facă zamă gustoasă, ca la mama de acasă, să-și iubească un bărbat, o să n-ați furtisat-o. Dacă mă îndracoașe pune, să știi că mă-nsor ca mâine, faci zamă de pui, azi mă-nsor și vorbă nu-i mă. Măritată se tot vrea, ci că-mi faci și borș undată cu varză murată. Borșul iacu și sărat, mândra nu-i din măritat. Hai băia să stric cu sacul, că nu e nici dracu. Vreau o zamă de găiene și o nevastă gospodine, prișepută la gătită, dar și la iubit. Să facă zamă gustoasă, ca la mama mea acasă, să-și iubească un bărbat, o să n-a scurtisat-o. Dura lumii mult îți spune, cu suratul nu-i de glum. Gospodine așa cum vrei, acum de usul e. Iubește și mă tot cheamă la pește, cu măligă și moșdeie, mănânci vrei, nu vrei. Mămăliga nu-i gustoasă, că-i cu botul și vârtoasă, ducă-se de ochii mei cu peștile ei. Vreau o zamă de găienă și o nevastă gospodine, prișepută la gătită, dar și la iubit. Să facă zamă gustoasă, ca la mama mea acasă, să-și iubească un bărbat, o să n-a scurtisat-o. Să și mama către mine, caută o leac mai tine, din atâtea mândre fete, că-i găsit-o mai băiete. Thank you.
frică să-mi fac râzamă de puică, cu părul prins în moțoc și cu ordin. La vecina am fost aseară, m-o hrănit cu o țămușoară, gătești mâncarea leață, ne-am găsit nevastă. Am nevastă cum vreau eu, fac și tot din platul meu, prișepută la gătită, dar și la iubit. Pune dită din pe masă, ca la mama mea acasă, și-mi fac și când gospodină, seamă de găină. Am nevastă cum vreau eu, fac și tot din platul meu, prișepută la gătită, dar și la iubit. Pune dită din pe masă, ca la mama mea acasă, și-mi fac și când gospodină, seamă de găină. Ca și tatăl meu, tot așa o joc și eu, tot așa o joc și eu, măi. Hai, hai, facem sârba roată pentru lumea toată, fluierați odată, măi! Hai, hai, facem sârba roată pentru lumea toată, chiuiți odată, măi! Sârba tineretului, sârba norocului, sârba norocului. Cine o joacă sunt soară, ori la doamnă, ori la mare, ori la doamnă, ori la mare. Ia sârba! Sârba noastră când răsună, tineretul tăți s-adună, tineretul tăți s-adună. Vin flăcăi din alte sate, la fete nemăritate, la fete nemăritate. Hai, hai, facem sârba roată pentru lumea toată, fluierați odată, măi! Hai, hai, facem sârba roată pentru lumea toată, chiuiți odată, măi! Sârba tineretului, îi sârba norocului, îi sârba norocului. Joacă sunt soară, ori la doamnă, ori la mare, ori la doamnă, ori la mare. Ia sârba! Părinții mei s-au luat, când la sârbă au jucat, când la sârbă au jucat, măi. Și în viață și la joc, sârba le-o purtat noroc, sârba le-o purtat noroc. Sârba roată pentru lumea toată, fluierați odată, măi! Hai, hai, faceți sârba roată pentru lumea toată, chiuiți odată, măi! Sârba tineretului, îi sârba norocului, îi sârba norocului. Cine o joacă sunt soară, ori la doamnă, ori la mare, ori la doamnă, ori la vară. Sârba tineretului, îi sârba norocului, îi sârba norocului. Cine o joacă sunt soară, ori la doamnă, ori la mare, ori la doamnă, ori la mare. Ia sârba! Sârba norocului, sârba norocului. Cine joacă sunt soară, ori la doamnă, ori la mare, ori la doamnă, ori la mare. Și așa!
ies la vorbi, sunt eu de foc. Uite, uite, uite așa, unde-i muzică, eu joc. Uite, uite așa, mă sucesc, parcă sunt fus. Uite, uite, uite așa, cu mâna numai pe sus. Uite, uite așa, lumei când au taraful, hai da hop și iară hop. De o piesă alinge praful, hop și iară hop. Că din joc nu mă opresc, hai da hop și iară hop. La horă nu o stenesc, hop și iară hop. Cine știe dansul bine, să vină la joc cu mine. Cine nu știa juca, mai bine nu s-ar băga. Să stea și să ia aminte, uite, uite, uite așa, cum îmi vor dansul înainte, uite, uite așa. Și cum bat o pincile, uite, uite, uite așa, dar nu vezi picioarele, uite, uite așa. Lumei când au taraful, hai da hop și iară hop. De o piesă alinge praful, hop și iară hop. Că din joc nu mă opresc, hai da hop și iară hop. La horă nu o să hop și iară hop. Mai zi lăutare zi, dansul ăsta nu-l opri. Ține-o, ține-o tot așa, nu mă las, nu te lăsa. Mai zi lăutare zi, dansul ăsta nu-l opri. Ține-o, ține-o tot așa, nu mă las, nu te lăsa. Zi mai repede un pic, uite, uite, uite așa. Bravo. Doamna Angelica Cotlenco, vă invităm alături de noi. Știu că vreți să mai transmiteți câteva mesaje, vreți să vă mai exprimați câteva gânduri în fața telespectatorilor Etno TV. Și acum am zis, înainte de a le oferi și cel de-al doilea cântec, ar fi o oportunitate să faceți acest lucru. Da, aș dori să mulțumesc familiei mele, soțului meu, fiicei mele Oana, care nu sunt aici și sper să se uită la televizor. Cu siguranță ne urmăresc. Fac această dedicație lor, fraților și surorile mele. Suntem 6 frați. Părinții sunteți de acolo fericită. Sunt extraordinar de fericită. Părinții noștri spun mereu că de acolo de unde ne privesc, faptul că au fost niște oameni buni, blânzi, muncitori, cinstiți, de la țară, cu siguranță se bucură de noi. V-au urmărit în viața aceste învățăminte preluate de acasă, nu? Da. Pentru că eu vă știu că sunteți un om foarte sensibil, iar așa cum vă spuneam, întotdeauna lacrimile vin de acolo din suflet și este un lucru foarte bun. Un artist trebuie să aibă emoție, căci un artist fără emoție nu poate transmite nimic. Adevărat. Respect ce am învățat de la ei, educație ce ne-au dat, le-am mulțumit și le-am să le mulțumesc cât am să fiu pe pământ și eu și frații mei. Până veți ajunge la o nouă reîntâlnire cu ei. Cu siguranță. Acum vă ascultăm cu acest cântec intitulat sugestiv Amarei străinătate. Aș vrea să mai punctez ceva, vă rog frumos. Sigur. Pe data de 26 voi reprezenta din nou Dobrogea în Madrid. Este un concurs și bineînțeles România, că suntem pe spectacole și pe concursuri. Și cu mare drag noi vă dorim succes și acum vă ascultăm cu cântecul dumneavoastră. Mulțumesc. Thank you.
Thank you.
coapă. Un cântec frumos despre Ana și Marie, gura dulce, bucurie. A, cum e și în platoul emisiunii noastre, dragilor, ne apropiem de finalul acestei emisii. Vreau să vă mulțumesc dumneavoastră că de fiecare dată sunteți alături de noi în fața micului ecran și ne urmăriți. Mulțumesc invitațiilor din această seară. Le mulțumim! Le mulțumim că au fost alături de noi și sperăm din suflet că v-au oferit o seară plină de veselie și ați simțit bucuria pe care am simțit-o și aici noi în platou și dumneavoastră în casele dumneavoastră. Iar acum, în încheiere, să te ascultăm, Nicușor. Da, cântecul Mamă, mă gândesc la tine pentru toate mamele care au rămas alături de noi până la această oră și, bineînțeles, pentru mama mea care este în fața micului ecran. Iar noi ne revedem luni începând cu orele 19 aici la Seara Românească. Nicușor, Ionită!
nu mai sunt mari. Dar când la măicuța vin, parcă mă simt iar copil măi. Iar mă ține-i de mânuță, azi eu te ajut, măicuță. Thank you.